Președintele Klaus Iohannis dă militaria jos din pod, aș putea spune. Este oficial, Nicolae Ciucă este premierul desemnat să formeze un nou guvern de către președintele Klaus Iohannis. Ce ne puteți spune? Domnul președinte, dă militaria jos din pod. Bună expresie. Mi-aduc aminte de ea din armată, ca să zic așa. Acum, tot din armată, vine și domnul, probabil domnul președinte gândește că s-a jucat suficient cu țara asta și a gândit să facă o nominalizare care să fie acceptată în primul rând de USR, pentru că eu am auzit de la USR că vor să refacă coaliția, i-am auzit și pe cei de la PNL că vor să refacă coaliția dacă PNL va renunța la Florin Câțu. Ceea ce s-a și întâmplat, mă aștept ca atare ca coaliția să se refacă și să avem un guvern. E bine că avem un guvern. Sunt două nuanțe importante aici. PNL face într-adevăr un guvern minoritar de data aceasta, fără USR. USR de partea cealaltă spune că nu va vota un guvern minoritar. Ieri am votat în Parlament guvern minoritar. Adică, sigur, am văzut și eu declarația domnului Cioloș, care, din punctul meu de vedere, îl umple de ridicol. Păi, ieri făcea apel, inclusiv la noi la PSD, apel la responsabilitate să votăm un guvern minoritar, pentru că România trebuie să aibă un guvern care să treacă de această perioadă foarte, foarte complicată pentru noi. Ori acum, când este pus în situația de a vota un guvern minoritar, eu nu știu de unde s-a născut ideea de guvern minoritar, nu știu, văd că se vehiculează în presă, ce știu este doar că domnul Ciucă, confirmat, că domnul Ciucă este desemnat prim-ministru. Domnul Ciucă l-am văzut spunând că va iniția discuții cu toate partidele politice. Președintele Partidului Social Democrat a anunțat că va participa la aceste discuții cu premierul desemnat. Asta este limpede. Ce va ieși din aceste negocieri rămâne de văzut. Că va fi un guvern minoritar, că va fi un guvern de o largă susținere pentru a trece de această perioadă, probabil vom afla în zilele următoare. Dar să pleci de la ideea că nu vei susține, mă refer la USR, nu vei susține niciun alt guvern minoritar decât guvernul pe care l-ai propus tu, e, vă spun, o poziție absolut ridicolă, dar e treaba domnului Cioloș. Evident că e responsabil, adică cel care făcea apel la responsabilitate, că trebuie să avem un guvern și să votăm în orice condiții un guvern minoritar, acum, a doua zi, să vii să spui numai guvernul minoritar pe care îl conduceam eu era cel care trebuia votat. Niciun alt guvern nu mai trebuie votat. E bine, domnul Cioloș s-a descalificat din punctul meu de vedere, dar sincer chiar nu mă interesează poziția domnului Cioloș în acest moment. PSD va vota această propunere, Nicolae Ciucă? Nu știu dacă va vota această propunere. Am înțeles de la președintele partidului că se va duce la discuții cu domnul Ciucă. Probabil acolo domnul Ciucă va înainta o propunere, habar n-am, de colaborare, de miniștri. Eu ce știu că în Partidul Social Democrat s-au luat niște decizii. Că nu vom susține niciun guvern minoritar și că nu vom susține un prim-ministru de la PNL. Sigur, aici, când vorbim despre domnul Ciucă, domnul Ciucă, evident, e clar, e din zona, din altă zonă decât cea politică. E un militar apreciat, fără doar și poate, respectat. Probabil este în viziunea președintelui cel care poate să treacă țara prin această perioadă cu adevărat complicată, pentru că chiar suntem într-o perioadă complicată, iar președintele României este cel care poartă mare răspundere pentru situația în care suntem astăzi. Vreau să vă aduc aminte că a trecut o lună de la demiterea guvernului Câțu. O lună pierdută. O lună în care s-a făcut, iată, acest balet, acest joc politic cu nominalizarea lui Cioloș, deși era limpede că domnul Cioloș nu va aduna
o susținere ca să poată să-și treacă guvernul. Lucrul ăsta era chiar anunțat public de absolut toate formațiunile politice. De ce credeți că a făcut totuși Klaus Iohannis această nominalizare? Deși, cum spuneați și dumneavoastră, știa că nu va strânge. Și sunt consecințe, adică, vedeți, abordarea asta, dublu limbaj al domnului președinte. Atunci când a fost PSD la negocieri, la Cotroceni, imediat după câștigarea alegerilor, cu propunerea de prim-ministru Alexandru Rafila, o persoană foarte potrivită, credem noi, pentru această perioadă, în care s-a propus să se facă un guvern de largă susținere națională în jurul profesionistului Alexandru Rafila, domnul președinte a refuzat, spunând că nu poate aduna PSD în jurul său o majoritate și din acest motiv nu-l desemnează pe domnul Rafila și a desemnat un prim-ministru din partide care au pierdut alegerile. E bine, nu același principiu l-a aplicat acum când l-a desemnat pe Cioloș, deși știa foarte bine că nu poate face o majoritate, știa din declarațiile publice ale tuturor partidelor politice. Așadar, chiar n-am înțeles jocul ăsta politic pe care l-a făcut președintele României. Cert e că am pierdut o lună de zile în care România a fost pur și simplu abandonată, o lună de zile în care au murit mii de oameni și în care, iată, se pare că din nou nimeni nu răspunde. Și aș reveni la acea exprimare extrem de dureroasă din tot a domnului Iohannis, din vremea celebrului caz colectiv, nu? A trebuit să moară oameni ca să ce? Să ajungă domnul Ciucă prim-ministru. E groaznic că am ajuns în situația asta, dar, în fine, slavă Domnului să avem un guvern care să poată trece de această criză. Vedeți, aici chiar nu vreau să am o abordare într-o cheie politică ce e mai bine sau ce nu e mai bine pentru PSD. Spun încă o dată, nu știu ce decizie va lua PSD, dar în mod categoric criza politică trebuie încheiată. Chiar la votul de investitura guvernului Cioloș, președintele partidului a avut o poziție în sensul acesta și anume, haide să încheiem toată această tevatură, să ne așezăm la masă, să punem un guvern pe o perioadă limitată. Acum, eu vorbesc în nume personal, eu nu sunt în conducerea PSD și nu știu ce va decide PSD. Dar din punct de vedere personal, eu cred că trebuie încheiată această criză, trebuie să avem un guvern, că el minoritar, că el majoritar, trebuie să avem un guvern. Din punctul meu de vedere, dacă e un guvern minoritar, nu cred că trebuie să reziste pe perioada mai mult de 6 luni de zile. După 6 luni de zile, trebuie venit la un calendar de alegeri anticipate, pentru că până la urmă un guvern solid e un guvern care rezultă în numai unei majorități parlamentare, majoritatea parlamentară care să rezulte din votul oamenilor. Ori astăzi, după cum vedeți, majoritatea parlamentară e una pierdută. Deci, cu alte cuvinte, PSD să voteze acum guvernul? Nu știu. Am spus că nu știu. Opinia dumneavoastră. Deci PSD să voteze acum guvernul Nicolae Ciucă pentru șase luni de zile, ca mai apoi să se fie organizate alegerile. În condițiile în care nu se reface coaliția de dreapta. Opțiunea principală a celor care au guvernat până acum România și a președintelui României, înțeleg, este să se refacă coaliția de dreapta. Da? Ce motiv să am să cred că USR, care a spus că votează orice alt prim-ministru decât domnul Câțu, nu-l va vota pe domnul Ciucă? Iată, le-a venit din partea PNL o ofertă, cred eu, de nerefuzat. Așadar, dacă USR și CUDMR votează premierul Ciucă, în mod categoric avem un guvern și am terminat discuția. Dacă discutăm despre un guvern minoritar PNL-UDMR, în varianta în care USR nu votează, eu cred că PSD trebuie să analizeze această chestiune, pentru că trebuie să avem un guvern pe o perioadă limitată, și încă o dată repet, este opinia mea, pe o perioadă limitată, care să treacă iarna cu prețurile astea uriașe la gaze, cu
pandemia, cu nenorocirea. Deci, din punctul meu de vedere, doamna Angheluș, nefiind specialist, cred că trebuie făcut orice omenește ca să trecem de această perioadă. Mor 500 de, 600 de oameni pe zi. Asta e vreme de război. În război nu cred că măreau 600 de oameni pe zi. Ca atare, trebuie găsit o soluție să trecem în această perioadă, după care, evident, un guvern care mai are, sau, mă rog, un parlament care mai are un mandat de 3 ani de zile, și cu un guvern care ar trebui să aibă o majoritate solidă, nu se poate constitui în actuala formulă. Ca atare, alegeri anticipate continuă să fie cea mai bună soluție pentru a avea un guvern stabil.